ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrile Partener TV. Împreună să urmărim titlurile celor mai importante știri Partener TV. O mare parte din armele dispărute de la unitatea militară Ciorogârla au fost găsite. Pentru 32 de județe a fost emisă alertă de cod galben de viscol și nisoare. Polițiștii le recomandă șoferilor prudență și rute ocolitoare. Un bărbat a fost la un pas să cumpere apă în loc de benzină. Un bătrân a fost torturat pentru un telefon mobil și 83 de lei. Un tânăr a furat banii de lumânări dintr-o biserică dâmbovițeană. Ghișeele instituțiilor publice au program normal de lucru în perioada 28-31 decembrie. Legea comercializării obiectelor pirotehnice este ignorată. Asumarea răspunderii pentru legea educației nu era oportună. Pentru anul 2010, deputații vor aranjamente florale de sute de milioane. Scutirea de taxa auto ar putea fi prelungită cu încă 60 de zile. A treia zi de Crăciun a adus scumpirea carburanților. Anul 2010 aduce scumpiri pe bandă rulantă. Ministerul Dezvoltării pune în aplicare legislația privind performanța energetică a clădirilor. În România, numărul îmbolnăvirilor de gripă porcină a ajuns la 5434. La un an de la incident apar dezvăluiri bombă în legătură cu furtul de arme de la unitatea militară de la Ciorogârla. În urma unor descinderi au fost găsite 50 dintre cele 62 de arme furate la acel moment. Șeful DICOT susține că pe data de 27 decembrie 2009, anchetatori și polițiști au descins în 45 de locuri din București, Ilfov și alte județe ale țării, găsind și recuperând o parte din armele dispărute din unitatea militară Ciorogârla. Întreaga poveste a început în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, când s-a descoperit că hoții au prădat depozitul de armament și muniție aparținând unității militare de la Ciorogârla, județul Ilfov, subordonată statului major al forțelor terestre. Pentru prinderea făptașilor și recuperarea armamentului și a muniției furate s-a declanșat imediat starea de alertă. Astfel, pe mai multe drumuri naționale și județene, precum și la toate intrările și ieșirile din capitală, au fost organizate 10 de filtre ale poliției. Atunci, alarma a fost dată de santinele imediat după ce soldatul a descoperit lacătul spart. În dosarul privind furtul armelor de la unitatea militară din Ciorogârla, la 2 martie 2009 au fost reținuți de către justiție 11 militari. Astfel au fost trimiși în judecată sergentul Marius Tudorache pentru furt calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, călcarea de consemn și instigare la această infracțiune, sergentul major Ionuț Nicolae Gagea pentru furt calificat, caporalul Ion Petrică pentru furt calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, toți arestați preventiv. De asemenea, au fost deferiți justiției caporalul Cristian Radu, soldat Nicu Șorniță, caporal Marian Tudorache, soldatul Marian Dinu, cercetați în arest preventiv, precum și caporalul Constantin Marian Danciu, soldatul Daniel Gugea, soldatul Ștefan Stoilă și sergentul Valerică Gavrilă pentru călcarea de consemn. Acum câteva zile, mai exact la 23 decembrie 2009, magistrații Tribunalului Militar Teritorial București au admis cererile de eliberare din arest preventiv militarilor implicați în cazul Ciorogârla. Decizia magistraților este definitivă, însă procesul pe fond al militarilor va continua la 11 ianuarie 2010 la instanța militară. Potrivit declarațiilor, anchetatorii ar fi găsit 50 din cele 62 de arme dispărute. La sediul DICOT, în cazul furtul armelor de la Ciorogârla, au fost aduse pentru audieri peste 40 de persoane. Meteorologii au emis o nouă alertă de cod galben. Viscolul și nisoarea spun din nou cuvântul în majoritatea regiunilor din țară. Viscolul și zăpada a pus din nou stăpânire pe sud-vestul țării și zona de munte. Și în regiunile sudice și sud-estice, precipitațiile sunt sub formă de ploaie, iar cantitățile de apă depășesc pe arii restrânse 25-30 de litri pe metru pătrat. Centrul Infotrafic atrage atenția șoferilor să-și echipeze mașinile pentru iarnă, pentru ca vremea să nu-i prindă nepregătiți la drum și pentru a preveni producerea accidentelor, polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite depășirile atunci când circulă în coloană și să păstreze în mers o distanță adecvată față de cei care circulă în față pentru a putea opri în condiții de siguranță. De asemenea, șoferii nu trebuie să plece la drum fără a avea anvelope de iarnă și lanțuri antiderapante în cazul în care circulă pe drum cu polei sau zăpadă. Polițiștii le recomandă și pietonilor să evite să circule pe partea care
responsabile, în special după lăsarea întunericului, iar traversările să le efectueze doar prin locuri marcate și după o asigurare corespunzătoare. Mare atenție, șoferi! Potrivit centrului Infotrafic, circulația se desfășoară cu dificultate, iar răcirea vremii va duce la formarea poleiului pe carosabil. Polițiștii recomandă șoferilor aflați în trafic să nu intre în depășiri riscante, să păstreze o distanță suficientă față de mașinile care rulează în față și să adapteze viteza la condițiile de drum. Cât despre traficul rutier pe drumul național 1, acesta este îngreunat, în special în zona stațiunilor Bușteni și Sinaia, din cauza numărului mare de mașini, dar și din cauza că la munte a început să ningă. Conducătorii auto care vin sau pleacă de sărbători sunt îndrumați să folosească și următoarele rute ocolitoare către și dinspre București și stațiunile montane de pe drumul național 1. Drumul național 1A, Brașov, Săcele, Cheia, Vălenii de Munte, centura de est a municipiului Ploiești, București. Se recomandă ca această rută să fie folosită și de cei care pleacă din Predeal sau chiar din Azuga. De pe drumul național 1, DN1, Brașov, Sinaia, DN71, Sinaia, Fien, Târgoviște, București, DN1, Brașov, Sinaia, centura de vest a municipiului Ploiești, DN1A, Ploiești, Buftea, București. Afacere de afacere la marginea drumului. Doi bărbați din județul Argeș au fost prinși când vindeau apă în loc de benzină în județul Dâmbovița. Un bărbat din localitatea dâmbovițeană Odovești a fost la un pas să fie înșelat. Aflat în trafic pe raza orașului Titu, a fost oprit de doi indivizi care vindeau combustibil la un preț destul de accesibil față de cel de la pompă. Omul, crezând că a dat norocul peste el, a căzut la pace să cumpere toată cantitatea. Însă prin zona a trecut un echipaj de poliție care a oprit să vadă ce se întâmplă. Luându-i la purificat pe cei doi indivizi care dețineau combustibilul, au depistat faptul că în recipiente se afla apă colorată și nu benzină. Se pare că nu era pentru prima dată când cei doi încercau să vândă oamenilor așa zisul combustibil. În vara acestui an, aceștia au mai vândut așa zis combustibil unui bărbat în valoare de 700 de lei. Doi frați în vârstă de 35 și de 38 de ani din județul Argeș au fost prinși în flagrant de către polițiștii dâmbovițeni, în timp ce încercau să vândă unei persoane din localitatea Odovești o cantitate de lichid, spunându-i că este motorină. Din verificările efectuate s-a constatat că acel lichid nu era combustibil. În consecință, pe numele celor doi tineri a fost întocmit dosar penal, fiind cercetați sub aspect de tentativă la infracțiunea de înșelăciune. În localitatea dâmbovițeană Vârful, un bătrân a fost tâlhărit în propria locuință pentru 83 de lei și un telefon mobil. Un bătrân de 78 de ani din localitatea Vârful, județul Dâmbovița, a trăit clipe de groază. În propria locuință, la miez de noapte, a pătruns un bărbat necunoscut care l-a torturat pentru suma de 83 de lei și un telefon mobil. După producerea jafului, o vecină a anunțat imediat postul de poliție din localitate. În urma activităților de cercetare desfășurate în colaborare cu lucrătorii poliției orașului Pucioasa, au identificat autorul ca fiind B. Constantin, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Vârfuri, care a pătruns fără drept în locuința părții Vătămate, iar prin acte de violență l-a deposedat de suma de 83 de lei și de un telefon mobil. Autorul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pucioasa, care a confirmat începerea urmăririi penale față de acesta pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, fiind ulterior reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Imediat a fost prezentat și judecătoriei Târgoviște cu propunere de arestare preventivă, propunere ce a fost însușită de instanța de judecată, care a emis pe numele învinuitului mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 20 de zile. După finalizarea cercetărilor, dosarul va fi înaintat parchetului cu propuneri procedurale.